Salut și bine te-am găsit! Astăzi voi arăta cum poți să prepari acasă o băutură delicioasă din cafea și lapte. Cafe latte cu caramel. Ai nevoie de următoarele ingrediente: un espresso proaspăt preparat, 150 ml de lapte și 10 ml sirop de caramel. Pentru preparare avem nevoie de o cafetieră French Press în care vom pregăti crema de lapte. Pentru început, pune laptele într-un ibric la încălzit pe flacără mică. Acesta nu trebuie să depășească mai mult de 70 de grade. După ce l-ai încălzit, pune laptele în cafetiera French Press și bate-l până capătă o textură cremoasă. Prepară un espresso și toarnă-l în paharul sau cana din care urmează a fi consumată băutura. Adaugă siropul de caramel, apoi crema de lapte. Dacă dorești, la decor poți adăuga ciocolată rasă. Aceasta a fost rețeta de cafea latte cu caramel, un mod plăcut de a-ți începe ziua. Dacă ai întrebări sau alte rețete pe care dorești să le prepar, lasă în comentariile tale mai jos. Îți urez o zi minunată! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotrobăi printre celelalte rețete.